Ministru, domnul Slusar, spune că agricultorii nu vor ceda, au fixat un termen limită, un ultimatum până la 1 august, dacă nu soluționați problemele, atunci protestele vor lua amploare, spune domnia sa. Să le luăm pe rând. Da. Deci, până în acest moment, guvernul a identificat 200 de milioane de lei. Domnul Slusar spune că acești bani sunt insuficienți. Ar mai fi nevoie de 400 de milioane de lei, susține domnia sa. Ce urmează în continuare? Vor fi identificate aceste resurse? Da, să vă spun eu, Acuș. Sunt suficienți, sunt insuficiente. Toți acești bani sunt luați de la copii, bătrâni, de la dumneata, de la 2,5 milioane de cetățeni a Republicii Moldova, din economia națională a Republicii Moldova, pentru că guvernul conștientizează, fără ca să ne spună nimeni sub o formă sau alta, că au o situație extrem de complicată și pentru a soluționa o problemă legată de formarea prețului foarte înalt la cerealele din toamna anului 2022. O problemă economică, reală, obiectivă. Ministerul Agriculturii, din luna aprilie, vorbind despre aceste lucruri și identificând surse financiare, a venit cu soluții pentru a rezolva o problemă economică ca agricultorii în anul curent să-și poată vinde producția sa fără pierdere sau cu pierderi minime. Dacă nu va fi posibil de făcut ca să-și acopere total costul său. Sperăm că piața se va schimba pentru că avem unele regiuni în Europa care sunt secetoase. Deci eu vreau și de fiecare dată repet, acești bani nu sunt al Ministerului Agriculturii, nu sunt al lui Bolea personal, al Recean sau cuiva și eu nu vreau să le dau sau domnul prim-ministru nu vrea să le dea. Sunt a fiecărui dintre noi, inclusiv a copilului care s-a născut ieri și care trebuie să primească indemnizație și care are viitor în Republica Moldova și trebuie să construiască. Și toți acești cetățeni 2,5 milioane au luat de la ei bani și am dat agricultorilor 200 de milioane. Și pe această cale, în calitate de Ministerul Agriculturii, care reprezint toți agricultorii, vreau să mulțumesc poporului Republicii Moldova și pentru cel 1,6 miliarde de lei care a fost oferit agricultorilor din Republica Moldova sub formă de subvenție, ca ei să fie susținuți tot din respect pentru ei și pentru aceste 200 de milioane care au fost oferite din partea poporului Republicii Moldova și vor fi distribuite agricultorilor din Republica Moldova. Și credeți-mă că marea majoritate a agricultorilor din Republica Moldova sunt aliați cu mine astăzi când eu mulțumesc poporului pentru acest ajutor. Și toată lumea spune să rămână moldoveni pentru ajutorul care voi îl oferiți sub formă de bani și Ministerul Agriculturii îl distribuie mai departe agricultorilor, care sunt o parte componentă a acestei societăți. Corect, dar vedeți, da. Domnul Slusar susține că nu sunt eu v-am suficienți. Spus care este poziția. Noi toți ne dorim foarte mult. Și 400 e puțin, și 1 miliard e puțin, și 2 miliarde puțin, și 3 miliarde puțin. Exact. Pentru că noi trebuie mare, să construim o agricultură bazată pe principii de procesare, de cooperare. Noi trebuie să gândim cum depozităm, când vindem, cum vindem și cel mai important, ce sămânăm, unde sămânăm. Da, și sunt mult lucruri despre care vreau să discutăm neapărat. Sunt foarte multe lucruri, dar astea sunt lucruri care dau soluții pe scurtă durată, lungă durată, medie, etc. Dar ceea ce a făcut Ministerul Agriculturii a soluționat o problemă imediat. Și evident cu aceste 200 de milioane nimeni nu a venit să spună că s-au soluționat toate problemele. Aș fi penibil. Dar s-a rezolvat o mică parte dintr-o problemă importantă. Și anume formarea prețului de cost. Pentru că am fost la Bruxelles și la Bruxelles și în Moldova le-am spus la toată lumea. Noi, deja, din 2022, de când Uniunea Europeană a dat statut de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană, Ucraina și Republica Moldova, ne-a dat, ne-a oferit. Și Ucraina este extrem de ambițioasă și cu o susținere populară de peste 70% procesului sale de aderare și cu un proces de reformare și de implementare masivă, da, tot cu război, dar se ocupă de niște reforme masive, deja noi nu mai putem vorbi despre piața agricolă comună a Uniunii Europene fără Uniunea Europeană, fără Ucraina în acest moment, din 2022. Și chiar dacă acum temporar au fost introduse aceste interdicții până pe 15 septembrie, nu știu dacă vor fi prelungite sau nu, mai puțin contează lucrul ăsta, dar de acum înainte noi trebuie să ne învățăm să trăim, să comercializăm și să vindem cu situația care s-a schimbat deja. Deci altfel nu mai poate fi.
Eu tot vreau să fiu de 20 de ani, dar noi înțelegem că lucrul ăsta nu se poate întâmpla. Da, e adevărat. Așa că toate aceste procese, noi trebuie să le luăm ca atare. Noi trebuie, eu, ca ministrul agriculturii, am obligația și guvernul să reducem din șocul ăsta care a fost de la scăderea de preț de la 6 lei la grâu la 3 lei și acest 3 lei nu înseamnă nimic altceva decât un preț sub costul de preț care l-a avut agricultorul și noi trebuie să găsim instrumente financiare pe care le-am identificat, repet, de la tot poporul, le-am repartizat lor. O să le repartizăm, evident, prin AIPA la toți agricultorii micro, mici din Republica Moldova, pentru că toți sunt egali, mai ales cei micro și mici au potențialul cel mai mic financiar, ei sunt supraîndatorați pentru că ei nu sunt în cooperative, fiecare și-au cumpărat tractor, fiecare și-au făcut investiții complicat. Și evident că ei sunt extrem de datori la bănci. Da, asta e și o omoară ca tare, boarea aia de bani, se duce pe dobânzi, pe etc. Eu nu mai vorbesc de faptul că genul ăsta de afacere, creșterea de cereale și vânzarea lor este din punctul meu de vedere și din punct de vedere economic absolut imposibil să fie profit și de aia an de an sunt în minus și an de an noi vedem aceeași persoane și aceleași personaje care fac același gen de activitate și care sunt întotdeauna în pierdere și pierderile lor sunt reale. Eu am avut un singur an de poveste, a fost 2021, când au avut prețuri de cost foarte mici, roadă foarte mare și prețuri de vânzare exorbitante. Deci, practic, în 2021 ei au câștigat la loto. Dar până atunci era sărăcie lucii și vorba după de noroc. Sărăcie lucii. Deci, da, dar nu poți face afacere bazate pe noroc. Da. Dar genul ăsta de activitate, noi să-l încercăm să-l încadrăm în diferite alte lanțuri valorice cu care o să venim spre agricultori. Evident, noi nu putem obliga și impune. Da, dar